Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-ți-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zile, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi dăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, cine îndrăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Să mai recitim câteva versete din Psalmul 90, pe care l-am citit mai devreme, versetul 12. Învață-ne, Doamne, să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Întoarce-te, Doamne, până când zăbovești, ai milă de robii Tăi. Satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea Ta și toată viața noastră ne vom bucura și ne vom veseli. Înveselește-ne tot atâtea zile câte ne-ai smerit, tot atâția ani cât am văzut nenorocirea, să se arate robilor Tăi lucrarea Ta și slava Ta fiilor lor. Fie peste noi bunăvoința Domnului Dumnezeului nostru și întărește lucrarea mâinilor noastre. Da, întărește lucrarea mâinilor noastre. Amin. Deci să reocupăm locurile. Mă gândeam că iar n-am ceas, dar să spuneți când e aproape de 12 să face semn. Atunci. Totdeauna, ultima zi de an, oamenii își mai fac bilanțuri, promisiuni, dar la modul general să gândesc la ce-a fost și sigur își doresc ca să facă cel puțin spiritual lucruri mai bune anul care urmează, da? Și social. Zicea un copil, o dată îl întreba pe tatăl său, zice, tată, zice, ce planuri ai pentru anul care vine? Zice, taică, s-o fac pe maică ta fericită. Dar tu, mamă, zice, să-l ajut pe taică tău să-ți țină promisiunea. Două sfaturi pentru anul care vine. Două sfaturi. Unu, primul sfat. Lăsați-vă trecutul în urmă. Zice trecut, treceți peste el, a trece. Și ziceți amin. Lăsați-vă trecutul în urmă. Dumnezeu vrea să ne uităm întotdeauna înainte. Diavolul vrea să fim echipați doar cu oglinzi retrovizoare, să ne uităm în spate. Marea problemă a noastră, din punct de vedere spiritual, este că bisericile în România sunt ancorate în trecut, în loc să privească spre viitor. Noi suntem de 2000 de ani, de 1500, de 100 de ani, de 500, noi suntem de mult. Noi am avut clipe grozave odată, ca biserici. Da, și noi ca oameni am fost cândva grozavi. Am avut 20 de ani și am putut ridica 100 de chile în spate. Și am putut fugi ca nebunii și indiferent cât am mâncat, nu ne-am îngrășat, știu zilele alea. Am trecut prin ele, dar acum sunt alte vremuri. Lăsați-vă trecutul în urmă, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în Luca, oricine pune mâna pe plug trebuie să se uite în față, asta spune
evanghelistul, că dacă se uită, zice Domnul Iisus Hristos, cumva înapoi, nu-i vrenic de împărăția mea. Ce Iisus, omul care pune mână pe plug și privește înapoi. Ați crescut la țară, ați văzut vreodată pe cineva arând cu spatele? Eu am văzut, dar era beat. Căzuse pe plug invers și mergeau caii. Caii mai deștepți ca omul și mai spirituale atunci. Ei bine, oricine pune mâna pe plug, nu se uită înapoi. Asta spune Domnul nostru Iisus Hristos, pentru că omul acela n-ar fi destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Și când vorbesc de trecut, mă refer la 3-4 lucruri simple. Primul, lasă-ți resentimentele în urmă. Resentiment înseamnă că cineva în 2019 ți-a făcut rău, sau a zis ceva, sau a făcut ceva și pe tine te-a afectat foarte tare și inima ta e rănită și asta se numește resentiment. Și poate să fie din casă, un copil care a zis ceva, soțul sau soția, se poate întâmpla să fie așa, sau cineva în biserică, sau colegi de muncă, sau rude, sau vecinul tău, și încă să-ți dai seama, la sfârșitul anului 2019, că tu mai ai un cui. Și asta se numește resentiment. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că iertarea, neiertarea, e atât de periculoasă, pentru că dacă noi nu iertăm pe alții care ne-au greșit cu ceva, nici Dumnezeu nu ne va ierta pe noi. Și atunci pun întrebarea în 2019, la sfârșit. Cum a reușit performanța un an întreg ca încă să mai avem pe cineva pe care nu-l putem ierta? Și am auzit că frații de-a noștri încă mai trec unii pe lângă alții și nu se salută. Pentru unii a fost anul 2019 un an în care n-au luat cina. Pentru că nu pot ierta pe cineva, dar problema nu-i de cină, problema e de veșnicie. Dumneavoastră nu vă puteți da canon singuri. Aici e ceva mai grav decât neluarea cinei. Este iadul. Și asta se numește resentiment. Nu putem șterge amintirile, dar putem șterge resentimentele. Amintirile țin de subconștient. Nu puteți controla întotdeauna. Dar resentimentele țin de conștient. De partea pe care noi o putem manevra. Partea pe care noi o putem rezolva. Vorbim de voință. Resentimentul este o problemă emoțională, dar ține de voință. Aleg să iert. Nu îmi vine. Nu simt că trebuie să iert. Aleg. E o alegere. Așa cum ai ales un an de zile să nu ierți, ar fi bine să pui mâna pe telefon și să spui: iartă-mă. Pare rău că țin resentiment față de tine, resentimente. Mi-e inima învolburată și nu-i bine. Zice Iosif: nu vă mai frământați. Nu-s supărat pe voi. Nu vă omor. Nu vă trimit într-o groapă cum m-ați trimis voi pe mine. Nu vă vând cu când m-ați vândut voi pe mine. Am ales să vă iert și să vă iubesc în continuare. Pavel, care tot ne-a predicat nouă de iertare, nu l-a putut ierta și mai a avut resentimente față de Ioan Marco. Și nu i-a venit mintea la cap decât atunci când era în pușcărie, în temnița din Roma, și a auzit probabil de la soldați că o să-l omoare peste o lună, două, trei, că ăștia făceau programare la condamnările de moarte. Armata romană nu funcționa: acum hai că mi-a venit mie să mă duc să-i tau capul la Pavel. Nu, ăștia aveau calendar. Știau, de exemplu, că în luna a patra, în ziua 15, condamnatul numărul 10, numărul 14, ei vin afară și vor fi condamnați la moarte. Și când auzi că nu mai are multe, zice: știu că clipa plecării mele e aproape. Dar și-a adus aminte că avea o problemă, marele Pavel. Și spune rapilul Timotei: adă-l de grabă pe Ioan Marco la mine, că vreau să-mi cer iertare. Păi vreau să mă duc în veșnicie, zice și eu pe Marco, nu pot înghiți nici acum că m-a părăsit. Uitați lucrurile care v-au rănit.
alegeți să vă iubiți vrăjmașii și nu mai fiți morocănoși pentru că îi aveți. Nu fiți supărați că îi aveți, că voi vi-ați făcut. Mă gândeam la episcopul Hanningan, care a mers și a predicat Evanghelia în Uganda. Și în Uganda a fost omorât de un trib, niște sălbatici, în timp ce spunea mereu, Matei 5 cu 44, că acolo scrie, iubiți pe vrăjmașii voștri, și scrie ceva mai îngrozitor decât a iubi. Rugați-vă atunci când vă fac rău și vă prigonesc. Rugați-vă pentru ei. E greu să te rogi pentru cineva pe care îl iubești, că o deveni greu pentru noi. Și el, în momentul în care a fost omorât, se ruga, povestea oamenii aceia care au fost după aceea treziți la realitatea lui Dumnezeu, că în timp ce îl ucideau, se ruga pentru ei și spunea, Tată, nu le ținea în seamă păcatul acesta. Frumusețea lucrării lui Dumnezeu a făcut ca în Uganda, imediat după ce tatăl său, episcopul Hanningan, a murit, să fie pruncul lui misionar s-a dus la tribul acela. Și știți ce a făcut cu ei? O ales cea mai frumoasă răzbunare. Le-a vestit Evanghelia până s-au pocăit și s-au botezat. Și a zis, mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi, pentru toți. Pentru că Dumnezeu v-a dat harul de a putea să fiți iertați. Și a zis, vreau să vă spun ceva, voi l-ați omorât pe tata. Dar nu vă mai port pică. Pentru că știu că tatăl meu este în cer și că prin sângele tatălui meu am avut puterea să vin aici și să pot să vă vestesc Evanghelia. Opriți resentimentele. Veniți și spuneți astăzi, încă mai rămas câteva ore, aleg să iert. Asta face parte din trecut. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun. Lăsați în urmă nu numai resentimentele, lăsați în urmă și îngrijorările. Lăsați în urmă și îngrijorările. Și asta iar ne-au fost multe anul ăsta. Și pastore, vine criza, nu știu. De obicei nu bate la ușă. Numai te trezești că te dă afară. Numai te trezești. Când vorbesc de criză, eu mă gândesc la mai multe lucruri. Nu numai la ce se poate întâmpla la băncile din Hong Kong. Nu trebuie criză mai mare decât să simți acest ceva că e o problemă. Mă, dar sper să fie ceva adunătură de grăsime. Te gândești, nu-i bine. Asta nu se anunță. Asta de obicei apar. Nu bat la ușă. Vei bate tu la multe uși după aceea. Dar ne îngrijorăm. Câți dintre noi n-am tot băut pe medicamente de stomac anul ăsta? Pentru că de obicei îngrijorarea se cantonează în stomac. Din cap, acolo se duce. Și apoi de aceea facem ulcer, facem gastrită, pentru că ne îngrijorăm. Ce-o mânca, cu ce ne-o îmbrăca, vă spun eu cu ce? Cu haine de firmă o să vă îmbrăgați. Exact marea problemă a reginei Marii Britanii, când au zis, nu mai au pâine, să mănânce cozonac atunci. Femeia a găsit un răspuns rapid. Nu au pâine, pe cozonaci toți. Marea noastră problemă, ce-o mânca? Ce-o mai fi anul care ne stă în față? Ce crize vor mai veni peste noi? Teoretic ar trebui să fie mai bine și politic acum. Vorba domnului Gigi Becali. Mă, nu-i bine să te conduc o femeie. Acum aveți ministru bărbat. Spiritual ar trebui să fie mai bine. De ce? Pentru că dragostea celor mai mulți se va răci în 2020 și atunci automat zona de gri se va duce tot mai spre negru. Și cei care mai rămân n-au decât să se lipească de Domnul. Teoretic, spiritual, ar trebui să fie mai bine. Biserica să fie mai presată și cu cât e mai presată, biserica reușește să stea mai aproape de Dumnezeu. Teoretic, ar trebui să fie mai bine. Din punct de vedere economic, nu vă frământați. Oricum, cred că nimeni din Europa nu o consumă cât am consumat noi anul ăsta. Deci, nu există să ne mai plângem, nu se poate. Cei care ați locuit aici în Beiuș știți că urbea asta de obicei e mai goluță așa, nu e vizitată. Am fost dezastru.
A doua zi de Crăciun umblau ca nebunii până oraș să vadă că este vreun magazin deschis. Nu au rezistat până după sărbători. Am crezut că s-au alimentat pentru toate sărbătorile, nici vorba. S-au alimentat doar de Crăciun. Au mâncat tot. Când am văzut ce bag în portbagaj, am zis până în iunie ăștia nu mai vin în Beiuș. Acum, dimineață, s-au călcat în picioare iar în magazine. E tare rău în țara asta. Sărăcie. Sărăcie. Lăsați îngrijorările atâta și știți, poate că oamenii din lume mai au dreptate, dar voi n-aveți niciodată. Voi n-aveți voie să vă îngrijorați. În statutul vostru de copii al lui Dumnezeu este interzisă îngrijorarea. Pentru că în momentul în care vă îngrijorați, faceți de rușine pe tatăl vostru, care vă dă toate lucrurile din abundență. Adică dacă la cei din lume, poate că nu le este rușine să se îngrijoreze. Nu, ar trebui să ne fie rușine să ne îngrijorăm. Întotdeauna când noi ne îngrijorăm, tata nostru suferă. Deci ce nu le-am făcut? Ce le mai trebuie? Eu zic să ne facem griji, că nu poți nici străiar să nu-ți faci griji, dar să nu vă îngrijorați, că e diferență. Îngrijorarea, să știți că a ucis mai mulți oameni ca munca, nu credeți? Munciți. De obicei ne îngrijorăm. Nu mai avem timp să lucrăm. Dacă e cineva în Hristos, e o făptură nouă, spune Pavel în Corinteni. Cele vechi s-au dus. Vechi eram când ne îngrijoram. Acum nu ne mai îngrijorăm, că avem un Dumnezeu care ne poartă de grijă. Că asta a spus Avram. Acesta e muntele pe care Dumnezeu mi-a purtat de grijă și îl numesc Moria astăzi. Doamne, unde e mielul? El întreba, Isaac întreba, tată, unde e mielul? El mereu, Avram, mergând spre munte în sus, pe munte în sus, Domnul va purta de grijă. Și Domnul l-a purtat de grijă. Niciunul dintre voi nu o să-și cerșească pâinea în 2020. Niciunul. O să aveți din belșug și o să vă dea Dumnezeu din belșug pâine să puteți să dați și la alții. Că așa mă gândesc eu că ar trebui să... Un alt lucru pe care trebuie să lăsăm în urmă. Lăsați eșecurile în urmă. Au fost lucruri care nu ne-au ieșit cum am vrut noi anul ăsta. Am zis, dăm un examen, am picat la el. Facem ceva, nu ne-a ieșit. Ne-am propus niște lucruri și am eșuat. Și am căzut în depresie. Nu-s bună de nimic, nu-s bun de nimic. Nici pocăință, nici familie, nici viață, nici carieră, nici bacalaureat! Și dintr-o dată un complex de inferioritate peste noi și un sentiment de neputință trona peste noi. Dragilor, nici nu vă dați seama cât de mulți și cât de dumneavoastră ați eșuat anul acesta, fiind la jumătate de metru de succes. Dar ați abandonat. Mai trebuia un pas. Mai trebuia o secundă să fi rămas în picioare. Știți unde e eșecul? Lipit spate în spate de succes. De multe ori un centimetru trebuie să mai faci. Un pas. Vrem să fim buni, dar nu reușim întotdeauna. Suntem chemați să fim în Hristos și câtă vreme suntem în Hristos, suntem în succes. Dar în 2019 nu totdeauna am fost în Hristos și atunci am gustat eșecul. Nu întotdeauna ne-am rugat pentru un lucru, am zis, mă, las că mă duce mintea și nu te-o dus. Las că fac eu și n-ai putut. Pentru că Dumnezeu după aceea nu-i vinovat pentru că n-a fost luat cu tine părtaș. În echipă. Doamne, nu ți-o păsat. Dar zice Dumnezeu, dar nu m-ai întrebat. De multe ori te-ai rătăcit și după aceea vii și ții la Dumnezeu. Doamne, ce caut eu aici? Ce nu știu. Nu te-am trimis eu. Și pe aceea ne-e greu ca să și ne rușine să mai cerem drum spre casă. Să ne arate Domnul lumină spre casă, după ce ne-a rătăcit departe. Când ne-a îndepărtat de Dumnezeu, să știți, vom gusta eșecul întotdeauna. Și asta o să o guste în 2020 și pruncii noștri care se vor depărta de Dumnezeu. Că nu le va fi bine niciodată.
fără Dumnezeu, cei care au fost duși în biserică la binecuvântare și au fost ținuți pe braț, când se vor depărta de Dumnezeu, vor învăța ce înseamnă eșecul. Și vor învăța să se obișnuiască cu el. Pentru că va fi ceva perpetu în viața lor până nu se pocăiesc. Pentru că aceasta este binecuvântarea și blestemul pocăitului. Cu Dumnezeu ai succes. Fără el, tu care ai făcut un legământ cu el, tu care ai învățat niște lucruri în casă lui Dumnezeu, tu nu vei avea pace și binecuvântare niciodată. Dar în momentul în care ți-ai eșuat, trebuie să vă gândiți că eșecul nu-i total și nu-i pentru totdeauna. Am căzut. Se întâmplă ceva, cei care ați văzut spectacolul acela de circ, la un moment dat există un număr de acrobație pe trapez. Și se duc pe trapez și trebuie să sară și să prindă de o altă bară, de o altă funie. Dar să știți că nu vor putea să se agațe de ceva nou până când nu lasă ceva vechi în spate. În momentul în care încep să, cum să vă spun eu, să aibă îndoieli, dacă să lase trapezul din spate ca să-l apuce pe cel din față, să terminați. Nu vor putea avea succes și nu vor putea avea viață de când 100% o lăsat în spate trapezul ăla și s-o aruncat spre cel din față și s-o prins de el. Marea noastră problemă e această echilibristică, că n-am vrea nici să ne lăsăm de lume, dar așa am vrea să ne prindem de Dumnezeu. Și de aceea... Ai, ce picătură! Asta-i. Când știți ce Domnul Iisus Hristos, când știți că vreți să vă țineți și să veniți cu mine pe drum, lepădați toate celelalte lucruri. Lăsați tot, că oricum vă omoară pe parcurs. Și casă, și masă, și familie, și toate celelalte, și veniți după mine. Pentru că ce Dumnezeu cine... Și ultimul lucru pe care vreau ca să vă spun că trebuie să lăsați în urmă. Păcatele. Lăsați-le în urmă. Știți ce spune Iacov în capitolul 3, versetul 2? Că toți greșim în multe și felurite feluri. Dar pe mine mă deprime cuvântul toți. Toți. Deși câțiva nu cred. Că e adevărat versetul ăsta. Ei zice, nu, eu noi nu. Iacov zice clar, toți greșim în multe feluri. Și Avram, și Iacov, și Moise, și David. Singurul care nu greșit în niciun fel a fost Iisus. Restul, toți ceilalți, greșim în multe feluri. Pentru că tot în Romani, spune 3:23, toți au păcătuit. De aici, din sala aceasta. Și toți suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, dacă nu ne pocăim. În cartea evanghelistului Ioan, spune în felul următor, de fapt, scriind el bisericii din Efes, dacă ne mărturisim păcatele și ne lăsăm de ele, el este credincios și drept să ne ierte nouă păcatele. Dacă Domnul le-a uitat și le-a lăsat în spate, uitați-le și voi și lăsați-le și voi în spate. Știi cine îți aduce aminte de păcate? Diavolul. Zice Dumnezeu, eu nu găsesc nicio nelegiuire în Iacov. Nu știu. El nu-și mai aduce aminte. Uit păcatele voastre, zice Domnul. Dar Satana nu le uită. Și atunci când vine cineva și îți mai aduce aminte de un păcat, înseamnă că stai de vorbă cu Satana. Cu Satana. Când aduceți aminte voi de păcatul unui om, când îi aduceți lui, acelui om, aminte, înseamnă că voi sunteți diavolul. Că Dumnezeu nu-și aduce aminte, dar voi aveți o memorie bună. Dar eu nu vorbesc de ce rău puteți să faceți altora. Nu vorbesc de asta. Eu vorbesc de ce rău vă puteți face vouă. Să fiți răstignit între tâlharii trecuți. Tot timpul lasă
Că vine și spune că știu cine ai fost tu. Și taci. Nu vorbi. Lăsați păcatele în urmă. Dacă Hristos le-a iertat, de ce încă voi mai aveți de-a face cu ele? Dacă ele au acoperit în sângele Lui, cea că toate lucrurile le vede Dumnezeu, numai păcatele noastre care sunt ascunse sub sângele Lui Hristos nu le vede. Spunea unul dintre părinții bisericii. Încercăm tot timpul să rezolvăm noi problema păcatului. Dar știți ce înseamnă problema asta? Exact cum bărbață, ca mine, ne urcăm pe cântar și ne uităm să vedem cât avem, dar nu vedem. Și atunci, în loc să slăbim, să ne dăm jos rușinați de pe cântar, noi folosim tot felul de tertipuri. Cum ar fi... Tot acolo e. Greutatea nu a plecat. Greutatea nu a plecat. E tot acolo. Păcatul tot pe noi. E atât de simplu și atât de complicat pentru oameni. Să spună, Tată, am păcătuit. Iartă-mă. Vin cu păcatul meu înaintea ta, te rog frumos, iartă-l. Și mă lupt să nu mai păcătuiesc, Tată. Dar noi, ce trebuie să facem? Penitențe și toate celelalte lucruri. Ce am putea să facem noi să ne iertăm păcatele? No, nu putem nimic. Hristos în urmă cu 2000 de ani a rezolvat problema aceasta. Voi puteți să faceți echilibristică pe cântare eventual. Dar greutatea tot acolo rămâne. El a venit să ia greutatea noastră, slăviți să-i fie numele. Astea sunt lucruri care trebuie să le lăsați în urmă. Asta e primul sfat pe care vi-l dau în seara asta. Lăsați păcatele, lăsați trecutul, lăsați eșecurile, lăsați grijile în urmă, lăsați resentimentele și iertați-i pe celălalt. Lucrurile astea lăsați-le în urmă. Și al doilea sfat pe care vi-l dau, agățați-vă de viitor. Știți cum e viitorul, cum e anul 2020? O carte nescrisă încă. Aia nu s-a scris, noi n-am scris-o. Dar să știți că e o mare de oportunități în 2020. Pentru că ce am ratat în 2019, putem să nu mai ratăm în 2020, altfel să fie o lucrare extraordinar de frumoasă. E o șansă nelimitată de a avea o viață mai pocăită, o viață mai bună. Știți cum a fost 2019? Pentru mine a fost un an supărător, că pe ce aud mai mult, că vom munci mai puțin, că avem tehnică mai multă, că în locul nostru muncesc mașinile, tractoarele, roboții, că telefonul face o grămadă de treabă, că internetul, că nu mai trebuie să scrii o scrisoare, nu mai trebuie să o pui pe picior la porumbel, să trimiți porumbelul nu știu unde, că de fapt e-mailul s-a dus rapid, telefon, SMS-ul, nici nu mai trebuie să mă mai vezi, îmi cer iertare direct la telefon, rapid, am trimis, nu mai, nici mai vorbesc cu tine, arat că-s mânios, roșu, așa, direct un chip și facea zâmbitări iar, mi-a trecut. Nu mai am nici nevoie să comunic cu tine, îți trimit două imagini și ai înțeles. Și totuși, viața mi-e complicată. Și totuși suntem mai obosiți și totuși muncim mai mult. Pe ce apar mai mulți roboți să ne ia munca, v-am povestit odată povestea lui ăla cu ceasurile. S-a uitat la ceasul unul într-o zi și într-un aeroport. Zice, plouă Mexic, în Tijuana. Zice, am tensiune atâta și atâta și a început omul tot să spună, tot uitându-se la ceas. Bursa e atâta, acasă e bine, acum văd pe nevastă mea în bucătărie, face mămăligă cu ăsta, așa se uită. Unul stătea și îl privea pe el cum se uită la ceas. Domnule, zice, cât e ceasul ăsta? N-am mai văzut așa ceva. Zice, 100.000 de dolari. Păi eu îți dau bani, eu ceas din ăsta n-am. Toate le face în locul tău, zice. Serios? Bun. Ia ăsta ceasul, îi dă banii și pleacă fericit. Ei, zice, unde te-ai dus? Unde te duci? De ce? Păi bateriile, zice, le-a uitat. Avea două baterii din ale mari, ceasul nu funcționa numai cu... Uitați-vă cât de ușoară ne este munca acum, că avem roboți. Avem roboți în bucătărie. Face pireu, țurțuri pe tavan. Până la urmă, tot trebuie să folosești un capăt de mamă sau de soție. Am zis, gata, nu mai lucrăm atâta, că lucrează tractoarele în locul nostru. Ce dor frați în biserică, ce somnuri s-o tras.
în 2019 în casa lui Iisus. Obosâți oamenii, betonați, lucru, mult. Cum nu vin vinerea ei, marța la rugăciune și joia la biserică? De hodinice sunt. Nu, muncim mai mult, tot mai ocupați. Timpul trece ciudat. Timpul când ești în casa Domnului la mulți, parcă nu se mai termină. La mulți când trebuie să roage, parcă nu se mai termină. Dar la film, la meci, nu au probleme. Imediat, parcă a trecut dintr-o dată. Relativitatea nu o înțelegeți decât atunci când sunteți în fața băii, pentru că durata unui minut e variabilă, funcție de pe ce parte a ușii de la baie te afli. Nu? Sau, de exemplu, dacă ai copii acasă și ai o fată și fata ta, de exemplu, stă de vorbă cu un băiat pe stradă, ei n-o stat decât, nu știu cât o stat, dar pentru tine parcă a fost o eternitate. Ei zic că o minut a fost numai. Lor li s-a părut un minut că au stat de vorbă unul cu altul. Ți s-a părut că nu se mai termină. Asta se numește relativitate. Timpul trece funcție de ce plecări avem. Dacă, de exemplu, ești în casă la Dumnezeu și iubești pe Dumnezeu, băi, zice, așa au trecut de vreme, nici nu m-am apucat să mă uit la ceas. Dacă nu iubești pe Hristos, tot e scarpini, două ceasuri jumate. Nu știi cum să pleci, transpirat, deci cât mai repede. Pleci din parcare fără să te asiguri. Iar am văzut lucrurile astea și duminică. Nu există durere mai mare pentru mine să știu că frații mei nici în dreapta, nici în stânga nu se uită. Nu mă se poate fugi pe pantă în jos cu mașinile. Răscumpărați vremea, că zilele sunt rele, nu sunt bune. Ce, când vorbim de viitor, la ce trebuie să ne gândim? În primul rând, dezvoltați-vă o atitudine pozitivă față de viață. Asta vreau să vă învăț. O atitudine pozitivă față de viață. Vreau să recitim, adică să citim, că de fapt n-am citit în seara asta, duceți-vă cu mine în Filipeni. De obicei, pe la seriile Filipeni 3, citesc eu, seriile de anul nou mai citeam de aici, Filipeni 3, 13, 14. Spune cuvântul Dumnezeu așa, Pavel era în pușcărie, aștepta condamnarea la moarte, aștepta execuția de fapt. Fraților, vorbim despre premiu, da? Eu nu cred că l-am apucat încă. Dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ceea ce este înainte, alerg spre țintă, alergat spre o țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Amin. E o generație, zilele acestea discutam cu cineva și au zis că și pe vremea noastră să tăiau copiii tineri cu lama. Și am zis, în primul rând, pe timpul meu, lamele nu tăiau. Asta e primul lucru. Aveam din alea rusăști, blestem. În al doilea rând, n-aveau vreme. Trebuiau să muncească, dacă se tăiau accidental cu coasa, cu secere. Aveau alte obiecte ascuțite. Dar știți de ce se întâmplă toată problema asta cu ei astăzi? Pentru că ei nu cred că mai au un scop în viață bine determinat de Dumnezeu când au venit pe pământul acesta. Ei cred că sunt produsul întâmplării. Și când crezi că ești produsul întâmplării și ai venit dintr-o întâmplare și nimănui din codul rupe o rămurea, ce-i pasă codului de ea, nici nu mai contează. Și oamenii aceștia cresc fără o valoare, fără ca să aibă o imagine pozitivă asupra vieții, fără ca să se mai bucure de puținile aceste clipe. Ei habar n-au că peste ei nu trec anotimpurile. Ei habar n-au că afară iarnă, afară e primăvară și odată primii ghiocei, afară e vară, afară e toamnă și cad frunzele, pentru că lucrurile astea nu le mai simt, nu le mai văd, stând acasă, stând în casă, stând pe calculator, singurele bătălii ale vieții sunt ale de pe computer. Când i-a scos în lumea reală, trebuie să le dai lama. Ei bine, această generație este o generație pe care noi am crescut-o greșit. Și pentru că noi n-am avut o atitudine pozitivă față de viață. Da, lasă-l și pe tatăl. Lasă-l și pe mamă-ta. Lasă-l și biserica. Și păstorii. Am vorbit de rău pe toată lumea noi. Noi am fost, generația mea, a fost generația cea mai nemulțumită de toate lucrurile. De toți oamenii, vă rog să-mi iertați, nu de toate lucrurile.
Nouă nu ne-a fost bun niciun regim politic, nouă nu ne-a fost bun nimeni, nici învățători, nici profesori. Ei sunt produsul nostru, copiii noștri. Produsul a unei vieți de îngrijorări, frământate, ce-o mânca, vin chineză păstă noi, sirienii. Adică noi nu mai gândim viața aceasta pozitiv. Noi nu mai gândim ca niște oameni al lui Dumnezeu. Nu mai gândim, de fapt, profitul mare pe care îl avem în Hristos. Și deși folosesc cuvântul profit omenește, vreau să înțelegeți că Pavel spunea că nu știu cât o pierdut, dar nu-l interesează cât o pierdut uman. Că există ceva mult mai profitabil, premiul alergării pe care îl va primi din mâna Domnului nostru Iisus Hristos. S-a dus tânărul la taică-s-o, economist, a făcut 5 ani de facultate economică și a devenit un, cred că cu școală după aceea, mai făcut și probabil un masterat. S-a dus la taică-s-o, taică-s-o avea o fabricuță, s-a dus la taică-s-o și i-a zis: tată, vreau să-ți văd și eu documentele, să văd cum faci tu facturi, cum faci bilanțuri, una alta. Când s-a dus, s-a uitat la taică-s-o până hârtie, eu mărg și-o spus la taică-s-o: tată, zice, într-adevăr că noi am fost emigranți și am venit în America și tu te-ai apucat să faci afaceri, dar trebuia să înveți să faci afaceri. Pentru că nici nu știi cât profit ai. Așa harababură ai în actele astea, zice băiatul către tată. Taică-s-o se uită la el și zice următoarele lucruri: ascultă-mă. Când am venit în America, aveam doar o perete de nădraș pe mine. Acum, fratele tău e medic, sora ta e avocată, iar tu ești economist. Avem casă, o mașină fiecare și o fabrică de textile. Adună-le toate, scade nădrajii, restul-i profit. Sună diferit? Putem vedea harababura. Putem vedea harababura sau putem vedea profitul din toate. În sensul ăsta am avut, în spiritul acesta am avut ședința Consiliului Pastoral aseară. Am scăzut pantalonii. Și restul a fost profit. Puteam să ne certăm o lună de zile pe lucrurile care nu funcționează. Dar trebuie ca să învățăm că trebuie să ne aruncăm spre ceea ce este înainte. Aseară ne-a rugat ca 2019 să-l uităm. Și sper să-l fi uitat cu toții. Pentru că ne așteaptă un an extraordinar, 2020. 2020! Al doilea lucru pe care vi-l spun: dezvoltați-vă o atitudine pozitivă față de viață. Al doilea lucru: dezvoltați-vă o atitudine pozitivă față de biserică. Știți de ce nu o să mai vină prunce voi la biserică? Nu pentru că nu e relevant aici, ci pentru că atât ați bătut în cap biserica aceasta până când deja sângerează rău și e căzut în pământ. Avem câteva păreri greșite cu privire la biserică. A, păi să știi, frate, biserica costă mult. Mai ales dacă faci naveta din Arad, naveta din Cluj, cum avem câțiva frați care fac, sau naveta din Oradea. Costă biserica. Mai avem o grămadă de frați și când vorbim de biserica aceasta, trebuie să știți, doar un sfert din cei care sunt membri bisericii noastre, un sfert, sunt din Beiuș. Trei sferturi, până la 55%, de exemplu, avem din Bihor. Restul, până la 95% din Bihor, restul sunt din altă parte. Noi suntem undeva în 25% beiușeni. Pentru ceilalți care vin de la 50 de kilometri, de la 70, de la 30, ar putea să fie biserica cost. Faptul că trebuie să lași din lucru și marța și joia, s-ar putea ca să zici ca și Iuda, cu mirul scump. Depinde cum te raportezi la Hristos. Maria a zis, e ieftin. I-au dat tot ce au avut, dar au zis că e ieftin. Iuda a zis că e scump, el știa și cât face.
Adică eu cred că avem valori diferite între biserică și lume. Și știți de ce? Pentru că de atâtea ori poate v-ați dus în alt județ sau până în Oradea să vă cumpărați ceva. Și n-a contat să numărați kilometrii ăia și să contabilizați drumul cât v-a costat. V-ați gândit doar la produsul pe care vi l-ați cumpărat, cât costă. Acolo nu a fost scump. Dar produsul respectiv are valoare trecătoare. Pe când ce ați făcut aici și kilometrii aceștia și banii pe care dați și munca pe care ați prestat-o, are valoare veșnică. Nu mai spuneți, știți când nu te mai costă copilul, când e mort. După ce l-ai îngropat, copilul nu te mai costă. Câtă vreme în viață, copilul costă. Mai face câte o bocănă, sparge câte un geam, îți fură banii de acasă, se apucă de țigări, ai ce să te enervezi, faci diabet din cauza lui. Prunci costă. Când o să fie, dacă or muri, nu-l mai costă. Niciun om care e mort nu mai costă nimic. Gândiți-vă că biserica aceasta costă și bucurați-vă de asta și spuneți pruncilor voștri că sunteți gata să-l plătiți prețul. Prețul acestui cost, costul acesta. Am auzit că biserica costă prea mult. Nimic în comparație de cât v-a costa lumea. Nimic în comparație de cât o costa lumea. Mulți dintre voi fumați un pachet de țigări sau un pachet jumate sau două pachete de țigări pe zi. Să nu vă aduc eu aminte. Și pe ce ați venit în casă la Dumnezeu, n-ați mai pus banii de la țigările alea aici. Și tot voi vă plângeți că costă. Nu, lumea costă. Lumea. Biserica nu costă. Al doilea lucru pe care trebuie să-l spuneți pruncilor voștri, că dacă nu vor fugi pe pantă în jos, este că pierdem prea multe lupte. Vreau să vă iasă din cap ideea asta, pentru că bătălia a fost câștigată pe Golgota. Noi nu mai avem de pierdut nimic, noi am câștigat totul. Iar dacă cumva mai pierdem câte ceva pe aici prin biserică, astea-s hărțuieli. Mai câte o hărțuială aici acolo, bătălia e câștigată pe Golgota. Dacă pierdem ceva, pierdem mărunt. Și al treilea lucru, cu oamenii greu de lucrat. E al treilea lucru care noi îl rostim atunci când vorbim de biserică, că e greu cu biserica. Fraților, cu oamenii nu-i greu de lucrat, pentru că și eu sunt om, nu sunt extraterestru. Și așa că dacă azi îți greșesc eu ție, aștept ca să-mi greșești tu mie mâine. Și 100% se va întâmpla. Cu oamenii nu-i greu de lucrat. Oamenii sunt buni sau răi. Voi ce ziceți așa, în general? N-am rezolvat-o nici în 2019, nu o să o rezolvăm nici în 2020. Știu doar atât, că va trebui să dezvoltăm o atitudine pozitivă și față de oameni. Să nu mai vedem pe toți drăcușori. Pavel îi vedea pe toți sfinți. Sfinți. În biserica aceasta nu există corniță ascunsă. În biserica aceasta oamenii sunt sfinți. Pavel zice bisericii din Corint și noi nu știu câte prostii trebuie să mai facem să ajungem biserica din Corint. Trebuie ca să ne turăm puternic să biruim Corintul. Și Pavel zice, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească. Nici dacă mai trăim 20 de ani de aici încolo, nu reușim să facem păcatele galatenilor. Și zice Pavel, fraților sfinți din Galație. Știți ce părere trebuie să aveți despre oameni? O părere bună. Că dacă dumneavoastră vedeți oamenii răi, atunci nu mai luptați pentru mântuirea sufletului lor. Pentru că cine e rău, așa se moară. Întotdeauna trebuie ca să folosiți prezumția de nevinovăție la oameni. Voi să fiți diferiți față de ideea poliției. Poliția, pentru binele lor, să învățați că fiecare om e un potențial infractor. Trebuie să-și păzească spatele, că nu se știe niciodată cine caută în torbe două mașini. Dar copiii lui Dumnezeu trebuie să aibă încredere în,
în capacitatea omului de a se schimba. Chiar dacă inima e nespus de silătoare și de rea. Eu știu că inima noastră și inima mea nu se poate îmbunătăți. Eu știu că e nevoie de o grefă a inimii. Și zice Domnul Dumnezeu, voi pune o inimă nouă în voi. Oamenii sunt buni. Când Dumnezeu le-a schimbat inima, oamenii sunt buni. Am auzit, de exemplu, că acum se încearcă, s-au făcut o grămadă de transplanturi de inimă, vă vorbi eu într-o zi de ele, că sunt interesante. Le-au trecut de multă vreme prin cap să pună la om inimă de porc. N-ar trebui, că pe ce o avem până nu suntem pocăiți. Probabil că ei nu înțeleg când trebuie pus. Aș vrea să încheiem în seara aceasta și să spunem, vreau să uit ce e în urma mea și vreau să mă arunc spre ceea ce este înainte. Să privesc altfel oamenii, să privesc altfel biserica, să privesc altfel viața care stă în față. Vreau să nu mai fiu omul din 2019 acru, rece, răutăcioasă, răutăcios, nimeni nu poate face pe plac, nimeni nu-i bun, numai Dumnezeu a alduit-ul. Asta e o boală psihică. Asta nu e o boală spirituală, e psihică. Dacă vreți în 2020 să aveți pace în suflet, schimbați-vă dioptriile spirituale. Priviți în jurul vostru și veți vedea atâta frumusețe. Veți vedea oameni buni. Veți vedea lucrări frumoase și veți vedea minuni pe care Dumnezeu le face între noi. Priviți în jurul vostru și veți vedea că toate se pregătesc pentru venirea lui Iisus Hristos. Că în curând vom pleca de aici. V-ați făcut atâta rău în anul acesta, vorbindu-vă de rău, lovindu-vă unii pe alții, având o părere proastă despre ceilalți. Fiecare va ajunge ceea ce crede că poate ajunge. Dar influența celor din jur e determinantă pentru mulți. Ești un prost, ești o proastă, ești nebun, lucruri care n-ar trebui niciodată să le avem în noi. N-o să reușești nimic, n-o să poți nimic, ești ca maică-ta, ești ca frață tăi, toți pocăiți-s așa, toți moldovenii sinvers, ei din Vaslui Bețivan. Nu mai gândiți așa. Dumnezeu vrea să ne schimbe mintea. Dacă Dumnezeu reușește performanța să ne schimbe nouă mintea, vă garantez că și trupul nostru va fi altfel. Pentru că am pierdut luptele trupești și avem boli trupești pentru că avem o problemă cu capul. Cereți ca Dumnezeu să se atingă de mintea voastră, orice gând să-l faceți rob ascultării de Iisus Hristos. Haideți să ne ridicăm în picioare. Haideți să ne rugăm să lăsăm în urmă trecutul și să privim strașnic de pozitiv și optimist spre viitor. Viitorul e frumos pentru că Dumnezeu e deja acolo și El face curățenie. Când mă voi muta în viitor, mă voi muta într-o casă curată. Dumnezeu deja e la lucru acolo. Viitorul pentru mine are taine, dar pentru Domnul meu nu are. Și mă bazez pe faptul că El nu are taine despre viitor și că deja știe cum e acolo. Și-L iubesc pentru că știu că nu vrea ca să stea singur. Vrea să mă ducă și pe mine cu El, să fiu întotdeauna cu El. De aceea îi mulțumesc, pentru că mă ia pe mine, amărâtul, slabul, nevrednicul. Și mă pun în împărăția Lui. Pentru asta trăiesc, pentru asta lupt, pentru asta predic. Ca să am parte și eu de El. Împreună cu voi, cu toți. Ne rugăm cu toți.
să fie El. Mulțumim pentru marea înfiere. Mulțumim pentru marea jertfă pe care a dat-o ca noi să putem să fim astăzi în casa Lui, copiii Lui. Și în anul care ne stă în față, pe care încă va fi o minune dacă l-apucăm, încă mai sunt câteva ore, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi și familiile voastre, să binecuvinteze bisericile unde slujiți, Dumnezeu să binecuvinteze frații și surorile noastre care tot anul poate le-am fost singura biserică pe internet. Acolo unde sunteți toți românii adunați în seara aceasta sau ce-o fi la voi, să nu uitați că Dumnezeu e Tată. Și nu e un tată care a plecat după ce ne-a făcut și și-a luat concediu în univers, un tată care e grijuliu, se uită și vă poartă de grijă. Să nu vă fie frică. Dumnezeu nostru ne spune în Sfânta Scriptură, v-am purtat pe brațe și am să vă mai port. Dacă vi se pare că brațele lui Dumnezeu au tremurat în 2019, gata să vă scape, vreau să vă spun că nu e adevărat, Dumnezeu vrea să vă poarte și în 2020. Dacă veți trece prin ape, apele în 2020 nu vă vor îneca. Dacă veți trece prin foc, focul nu vă va arde. Pentru că sunteți de preț în ochii Lui, Dumnezeu dă popoare pentru voi, pentru că voi sunteți prunce suferinței Lui, rodul suferinței Lui. Lăudați pe Domnul căci e bun, în viac ține îndurarea Lui. Lăudați să fie Cel ce ne-a purtat pe brațe în 2019 și ne va purta în 2020. Haideți să sărbătorim împreună, nu o să fim poate, unii abia așteaptă să meargă să se culce, alții abia așteaptă să meargă să mănânce salata de beof. Vrem din partea noastră, bisericii, pentru toți care sunteți cu noi aici, care sunteți pe internet, să ne cântăm și să ne binecuvântăm împreună. La mulți ani, din partea Bisericii Sfânta Treime din Beiuș și a Fundației Cireșare. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire. La mulți ani să trăiți, să aveți în suflet numai lumină și în lumină să dăinuiți într-o credință și fericire. Oriunde te afla, Dumnezeu să-ți poarte de grijă. Îmbrățișați-vă, ne vedem duminică dimineața la cina Domnului, duminică seara la botez. Dacă mai vrea cineva să se boteze, să vină aici în față și în biserică în seara asta, să ia legătura cu noi. Nu uitați de calendare.